Bună ziua, bine ne revedem. Mă bucur că ați răspuns afirmativ invitației noastre și vreau ca aceste întâlniri pe marginea bugetului să devină o tradiție la Roma. În primul rând vreau să vă prezint câteva date legate de bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018. Plecăm de la o premisă nu tocmai favorabilă, în sensul în care prin acea ordonanță de guvern a guvernului impozitul pe venit s-a diminuat de la 16% la 10%. Primăria Municipiului Roman încasa o cotă parte din acest impozit și pe care de consecință pierderile primăriei sunt în ordine de față estimate la circa 2 milioane de euro. Dacă ne raportăm la faptul că bugetul de investiții al municipiului era de 1 milion de euro, vă dați seama că avem deja o problemă și în ceea ce privește funcționarea primăriei municipiului și a tuturor serviciilor de subordine. O primă decizie pe care am luat-o și pe care mi-am asumat-o, dar trebuie să înțelegem cu toții cauzele care au stat la baza acestei decizii, a fost majorarea taxelor locale, deși într-o primă etapă, conform legii, noi la sfârșitul lunii octombrie am aprobat taxele și impozitele locale conform legii, vă spuneam, la sfârșitul lunii octombrie, în cuantumul taxelor din anii trecuți. Însă, când a venit pe parcurs această modificare stabilită de guvern și plecând de la acele pierderi de care vă spuneam eu de circa 2 milioane de euro, am fost nevoiți să facem și aceste majorări de taxe și impozite, tocmai pentru a acoperi necesarul pentru funcționarea primăriei. De asemenea, o a doua decizie pe care am luat-o împreună cu colegii mei din primărie a fost reducerea cheltuielilor materiale cu 10%, tocmai pentru a putea echilibra bugetul local. De aceea vă spun că vom traversa un an 2018 destul de greu din punct de vedere financiar, dar ne propunem totuși municipiul Roman să-și continue drumul spre dezvoltare, drum pe care a pornit în urmă cu mai mulți ani și pe care vrem să-l ducem mai departe. Interesele noastre sunt cele de a atrage în continuare investiții pe raza municipiului Roman, investiții care să genereze locuri de muncă și mai mult decât atât să genereze locuri de muncă care sunt bine plătite, pentru că până la urmă cât sunt mai multe persoane care contribuie în sistemul asigurărilor sociale, cu atât e mai bine și pentru dumneavoastră cei mai în vârstă. Ceea ce privește obiectivele de investiții, ne vom axa activitatea pe continuarea celor deja începute și vrem să atragem și fonduri europene pentru realizarea unor obiective de interes pentru municipiul Roman. În acest sens, însă, trebuie să așteptăm deschiderea unor linii de finanțare de la Uniunea Europeană. Noi deja anul trecut am semnat două proiecte cu finanțare europeană. Este vorba de Parcul Zăvoi și Blocul 33 de pe strada Anton Pan. Și am mai depus anul trecut Cinematograful Unirea, Creșa Smirodava, Parcul Zăvoi, urmând ca în perioada următoare să depunem și pentru unități de învățământ, 3 unități de învățământ de pe raza municipiului Roman, Spitalul Municipal de Urgență pentru extinderea ambulatorului și crearea unui centru de imagistică cu computer, tomograf și RMN, care să fie
în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate, astfel încât cetățenii municipiului Roman să nu mai fie nevoit să plătească la firme private pentru aceste servicii. Și de asemenea, iluminatul public, extinderea plus înlocuirea pe lămpi de tip LED. Acestea sunt proiectele în perioada imediat următoare pe care ne propunem să le depunem, plus 7 blocuri pentru reabilitare termică prin programul anterior pe care l-am depus și care inițial au fost respinse. Am refăcut documentațiile și avem termen până la sfârșitul lunii februarie să depunem această documentație. În rest, vreau să vă asigur de faptul că suntem într-un contact permanent, atât cu reprezentanții asociațiilor de proprietari, pentru a veni în sprijinul solicitărilor acestora, pentru a crea în continuare locuri de parcare, spații verzi, montare de bănci, coșuri de gunoi și așa mai departe. În același timp, reprezintă o preocupare pentru noi și asigurarea de utilități la prețuri cât mai mici. Și aici sunt în măsură să vă spun că noi, la sfârșitul lunii ianuarie, am aprobat contractul cadru și noul tarif pentru deșeuri. Deșeuri care încep cel mai probabil în 4-5 luni, când se va implementa efectiv programul la nivel județean, vor costa mai puțin, în jur de 6,4 lei de persoană față de 9,99 lei, cât este în momentul de față. Deci reprezintă pentru noi un interes continuu pentru a asigura cât mai multe facilități tuturor categoriilor de persoane și dacă tot suntem la aceste discuții, vreau să vă aduc la cunoștință că în continuare vom păstra acele tichete sociale pe care le vom acorda prin Direcția de Asistență Socială și mai nou am introdus și un sistem de subvenții, de facilități la transportul public în comun, acolo unde categoriile de pensionari mai defavorizate vor avea posibilitatea să primească gratuit abonamente de transport public în comun. Un serviciu care, cred eu, este foarte util în municipiul Roman, a dispărut, din păcate, în ultimul timp, încetul cu încetul. Am reușit să-l revigorăm și încetul cu, de asemenea, să încercăm și să îl extindem și în alte zone care în momentul de față nu sunt acoperite, dar acest lucru îl vom face pe măsură ce vom experimenta noi trasee pentru a crea în același timp și un anumit timp în care să aibă o anumită fluență în stațiile de autobuz. De asemenea, dacă tot vorbim de stații de autobuz, vreau să vă spun că în urma unui parteneriat pe care l-am lansat cu mediul de afaceri, avem solicitări pentru 21 de stații de autobuz, practic să fie stații special amenajate și acoperite. Împreună cu operatorul de transport am decis că după marcarea acestor stații, fiecare stație să aibă un panou distinctiv și cu un program și traseile să fie foarte bine definite la aceste stații de autobuz, astfel încât fiecare dintre noi, până când vom învăța pe de rost ceea ce înseamnă transportul public local și traseile acestui transport public, să venim în sprijinul dumneavoastră. Spunem noi că în continuare există un sprijin constant către persoane de vârsta a treia, de aceea mi-am și dorit să mă întâlnesc și cu dumneavoastră, știut fiind faptul că sunteți persoane care ați pus umărul la construirea acestui oraș, la dezvoltarea acestui oraș și cred eu că este obligația morală a noastră, a celor care ne aflăm la conducerea Primăriei Municipiului Roman, să vă cerem întotdeauna și părerea dumneavoastră. De asemenea, vreau să vă aduc la conștiință faptul că luna viitoare vom finaliza și lucrările la sala de festivități a Primăriei Municipiului Roman, care va deveni o sală modernă, o sală multifuncțională,
acolo unde vom putea avea și spectacole de teatru, cinematografie, întâlniri, adunări, ședințe. De aceea, cu orice ocazie, când veți avea nevoie, în baza unei programări, vă rugăm să apelați pentru a o folosi, pentru că ea este, până la urma noastră, a comunității în ansamblul, în ansamblul său. Cam acestea au fost, în linii mari, subiectele pe care eu am vrut să vi le aduc la, la cunoștință și v-aș ruga pe dumneavoastră, dacă sunt probleme deosebite, dacă sunt lucruri în plus care necesită clarificare, să ne le aduceți la cunoștință. Vă rog. Începem din partea asta, ca să... Vă rog, domnule. Domnule primar, dați-mi voie, în primul rând, să vă spun la mulți ani pentru anul 2018. Același lucru doresc și stimaților domni, invitați și doamne, același lucru și pentru funcționarii primeriei. Eu mi-am propus aici să vă aduc la cunoștință câteva probleme. Nu știu dacă sunt cele mai obiective, s-ar putea să fie și subiective, dar eu zic că trebuie să le aduc la cunoștință. Și înainte de a trece la problematică, doresc să vă aduc mulțumiri pentru faptul că ați introdus acest sistem de a fi consultați și pensionari, indiferent că sunt încadrați într-un sistem, într-o societate, într-o asociație, la bunul mers al intereselor municipalității. Prima problemă care doresc să o pun în discuție este parcarea de la piață. Parcarea de la piață, unii oameni spun că nu este benefică, că nu este bună. Este bună, domne, dar trebuie găsite... E bună, dacă s-a construit acolo, este bună. Dar părerea mea că trebuie găsite niște soluții pentru a fi rentabilizate. Fiindcă eu trec permanent și la servici și în piață pentru cumpărături, cum trecem toți. E goală. Sus, în general, este goală. Jos, foarte puțin. Vara, când e vorba de umbră, sunt mai multe soare dacă. Oamenii comentează că înainte când nu rea, erau mai multe locuri. La locul sunt și acum, mai erau și atunci. Cred că este ori prețul prea mare, un leopor. Nu, terminați ideea dumneavoastră și după aia... N-am spus, nici nu dau niște indicații, că mă depășește pe mine treaba respectivă să dau niște indicații cum ar veni. Dar ceva trebuie făcut ca să fie rentabilitate. E păcat de ea, este totuși un obiectiv construit acolo care au costat bani. Și este în centru, este benefic în general. O a doua problemă care vă doresc să vă aduc la cunoștință și aici ne puteți ajuta. Bine, cu toate ne puteți ajuta. Cu dumneavoastră, prin propunere care le v-ați face Consiliul Popular, Consiliului Municipal. Parcările din oraș sunt niște probleme. Te duci undeva și până la ora 3 sau 4 nu ai unde să... Adică ai loc, parcările sunt goale. Eu vreau să vă aduc la cunoștință dumneavoastră următoarea variantă. Dom'le, dacă eu am parcare aici, eu am plecat ori la serviciu, ori la piață. Deci eu am ocupat automat un alt loc în oraș. Locul respectiv de ce să nu fie ocupat? Și aș propune, pe scurt am spus, aș propune ca până la ora 15 sau ora 16 parcările să fie toate în afară de alea care sunt cuplate. Care sunt la primărie, că acolo și aici este o problemă pentru impozite, pentru banii care trebuie adus în primărie. Celelalte toate să fie libere până la ora 16. Dacă rețineți, eu sunt din 64 municipiul român. Celelalte să fie până la ora 16 libere. Că fiecare când pleacă ocupă un alt loc. Lasă să-mi ocup și eu acolo. Nu vine imediat poliția, mă rog, acum poliția comunitară este mai cizelată, mai politicoasă. A început și oamenii să intre pe făgașul normal al omeniei. Că înainte vinea, bă, de ce ai parcat aici? Nu, acum sunt mai corect. Și imediat îl cheamă. Băi, îți dă o amendă, nu poți să te duci acolo, n-ai o relație. E o amendă totuși, parcă dacă nu mă înșel, până la 80 de lei o amendă. Cam așa este parte. Nu, e minimul din, deja plătește în 48 de ore, minim, jumătate din minim, deci undeva 25 de lei. 25 de lei. Și dacă nu plătești, probabil nu găsești nici biletul ăla și te trezești că vii la impozite și ți-a băgat treaba la impozit. În fine. O altă problemă care vreau să o aduc dumneavoastră la cunoștință și cred că este cea mai importantă. Domnul primar, am ridicat problema și anul trecut. Piața. Noi mergem cu piața numai prin intermediar, mare parte și acum la data actuală. Gândiți-vă că noi mergem în țară, că și noi la rândul nostru sistemul CRE-ul avem, comunicări cu alte sisteme și mai studiem piața și în alte părți. Sunt în sudul țării, la Galați,
matca asta renumită, într-adevăr este renumită, dar sunt și altele, care pornește prietenile de acolo cu 50 de bani, cu 30 de bani. Și noi îl aducem aici, atunci când vine intermediare și dă cu 2 lei în prima fază, 2 lei 50, 3 lei. Nu se ieftinește sub un leu și aia, aia mizilice, aia parcă stărpării, avortani. Haideți să facem că și alte municipii, și am studiat și pe net, și am luat legătura și cu Oradea, am luat legătura și cu Clujul, când mergem în niște probleme de ale noastre, au societăți făcute pe lângă asociații sau societăți, n-am înțeles bine, pe lângă primări, care sunt girate de primării. Dar este, o, este un colectiv de conducere acolo și noi am putea piața noastră să facă o societate. Avem și la hotelul ăla, nu știu dacă mai este hotel sau nu mai este hotel, dar sunt hotel la două camere care pot să coordoneze acolo. O mașină se găsește. Spațiul pentru depozitarea acestor produse care le aduci, că și aici nu le poți ține produsele, le aduci cu camionul sau cu o mașină mare, dar să știi că spațiul sub hala mare este folosit de niște oameni, nu zic că nu-s bun și aia. Și de domnul Antonescu, colonelul și ăsta, domnul ăla e tot acolo. Dacă s-ar investi ceva prin sponsorizări, că avem niște sponsori, care cred că ar fi acolo până la urmă. Că-și trebuie un mijloc de răcire, să-ți aduci o temperatură pentru fructe, pentru cultivatul la un 3-4 grade. Cred că n-ar costa o instalație de asta pentru frig atât de mult și s-ar putea face prin niște sponsorizări. Prin crearea acestei societăți sau asociație s-ar putea ca acești intermediari care mi-aduc marfa și mi-o scumpesc și noi toți strigăm piața scumpă, piața de fapt e scumpă, piața are prețuri mai mici sau prețuri mai mari. Nu este piața, e... Deci prețurile sunt cei care joacă într-un comerț. Eu zic că s-ar putea îmbunătăți foarte mult cu oamenii. Venind de la piața respectivă, unde este baza, unde este acolo, și celelalte piețe, atâta ce a funcționat tot în sensul respectiv. O altă problemă care doresc iară să o pun în discuția dumneavoastră, vă rog să mă iertați dacă nu am... Nu, spuneți-le. Spuneți și le opresc. Este vorba de... Și de fapt nu mai este vorba de o inițiativă, deja s-a pus în practică transportul în comun. Este un lucru extraordinar. Taxiurile s-au ridicat prețurile, că la București mergi, când mergi până la gară, mergi de 3 ori distanța. Aici ai, domne, 26, 28, te trezești până la gară, că dai 10-15 lei din favorit. Nu este prețul tot. 11 lei, da, când te gândește și venitul populației, salarii, la noi sunt salarii mici, n-au fost niște efectivi deosebite mari, n-au fost nici din punct de vedere tehnic deosebite. Salarii de funcționari, profesori, muncitori. Rugămintea noastră, dumneavoastră ați pornit bine, că ați zis și nici nu remet treaba respectivă, că o faceți toată treaba respectivă prin Asociația Vârstnicilor. Foarte bine, e bine, corect. Nu, ca să luați oamenii cei care au dreptul, că aici am asfixat un barem sub 700 de lei, 7 milioane. Prin direcția de asistență socială. Deci nu prin... Nu, prin direcția de asistență socială. Și ei vă dau oamenii care nu au... Nu noi îi dăm. Oamenii merg și își depun. Deci cei care se încadrează, merg și depun la direcția de asistență socială documentele care să justifice venitul și în baza acestora primesc o legitimație de călătorie. În ședința dumneavoastră când a fost de Consiliu, când a fost pe 31 sau pe 30, nu s-a clarificat, a rămas așa și cât consilierii au mai spus că... Da, nu, direcția de asistență socială. Că dacă nu noi vă promoteam, promiteam că și avem și noi situațiile, dar cel mai bine prin direcția... Direcția de asistență socială, acolo se depun actele, acolo se semnează pentru... Are 70 de lei? Bine, sub 700 de lei, da. Dar și la noi ajutoarele care se dau, se dau sub 80 de lei. Da, 800. Numai că noi avem și pe bază de, adică 800, da. Pe bază de tot, de documente, de acte. Da, obligatoriu, cu cupon de pensie, copii de buletin, tot. Da. Și zic eu, problema cinematografiei. Suntem, de fapt așa e Moldova asta, nu vreau să o reneg, nu vreau să o așa, dar noi suntem rămași. Da, fost atent mai devreme. Ba da, am fost atent. Păi, am depus proiectul finanțare european. Da, am fost atent. Dar vorbeam, s-a mai depus de câteva ori. Nu. Nu? Nu. Dar s-a discutat chiar dacă nu s-a discutat, dar nu exista încă ghidul de finanțare și linia de finanțare. Cum s-a deschis, cum am depus. Ăsta este un lucru extraordinar. Și eu merg la Bacău de multe ori. Va deveni... Mai aveți și altele sau... Nu. Ca să... Nu, mulțumesc.
Mergem în ordinea inversă, deci cu cinematograful. Vă spuneam că s-a depus proiectul finanțare europeană. Vor fi prevăzute 3 săli în loc de acea sală foarte mare, pentru că am observat și la fel cum mergeți dumneavoastră la Bacău, merg și eu. Și am observat că niciodată o sală din aceea nu se umple întotdeauna. Și atunci am schimbat gândirea, în sensul în care am creat 2 săli mai mici decât 50 de locuri special dedicate pentru cinematograf și o sală mai mare de 200 de locuri care să fie multifuncțională. Cinematograf, sală de spectacole, concerte, teatru și așa mai departe, astfel încât ședințe chiar să fie multifuncțională. Deci și e gândită din acest punct de vedere, fie 3 săli de cinematograf, fie 2 dedicate, plus una care să aibă funcțiuni. Mai dați voi o întrebare, vă rog. Și nu vă mai e gândesc. Având în vedere vârsta înaintată, peste 70 de ani, Eu vă doresc să vă prindem. Mulțumesc frumos! O să prindeți una viitoare. Da. Nu, sala cinematografică. Da, o să avem similar făcut sala de festivități din primărie, care va avea și această funcțiune de cinematograf, însă trebuie să înțelegeți, sunt niște etape peste care noi nu putem trece. Noi am depus documentația la Agenția de Dezvoltare Regională. Ulterior s-a evaluat, prima etapă de evaluare a fost trecută în faza a doua, de analiză tehnico-economică. După ce trece și de această evaluare, etapa a treia, semnarea contractului și ulterior proceduri. Licitație publică și așa mai departe, execuție și tot ce... Mi-e pare bine că vezi că s-a făcut și aici. Vom face tot ce... Ne bucurăm de zonarii care se întâmplă de vârsta. Legat de transportul local, cred că am clarificat. Da, e vorba de Direcția de Asistență Socială, nu e vorba de un alt organism care să gestioneze, de altfel și contrar legii. Venind la piață, vreau să vă spun că ceea ce ați văzut dumneavoastră în alte părți, organizarea pe baza unor societăți comerciale, este similară cu organizarea pe care o avem noi, doar atât că e vorba de o direcție a primăriei care are personalitate juridică și care are conducere proprie. Tot în subordinea primăriei. Deci, practic, nu are absolut nicio relevanță faptul că piața este gestionată de o societate comercială sau de o direcție cu personalitate juridică, așa cum este piața. E mai bun aici, la primărie. Eu de asta zic că e subordinea primăriei și e mult mai bine și nu mai trebuie o mega structură în plus. Sunt multiplice serviciile în direcția care am. Revenind la discuția legată de piață, vreau să vă spun că vineri va fi o dezbatere publică pentru planul urbanistic zonal în ceea ce privește amenajarea pieței, pentru că noi aici ne dorim un proiect nou de piață. Este, cred că, singura piață de municipiu din România care este traversată de o stradă. Și atunci vom căuta un proiect tehnic prin care să găsim o soluție, fie traficul să se... Da, modernizarea pieței pe o parte, pietonal deasupra și cu un pasaj subteran pentru transportul auto. Se lucrează în aceste zile, vă spuneam, e realizat deja planul urbanistic zonal, este o etapă preliminară, se face o dezbatere publică, după care se va aproba prin ședință de Consiliul Local și ulterior se va trece la proiectul tehnic și, în funcție de resursele financiare, să demarăm acest proiect. Și bineînțeles, cu modernizarea a tot ceea ce înseamnă spațiile de comerț din zona pieței, inclusiv acele răcitoare și boxe pentru păstrarea la temperatura optimă a legumelor și fructelor. În ceea ce privește parcările din oraș, vreau să vă aduc aminte faptul că în urmă cu 4-5 ani s-a încercat acest sistem de a lăsa la liber parcările între ora 8 și 16, e vorba de parcările de reședință, și să fie obligativitatea ca doar între orele 16 și 8 dimineață să fie parcări de reședință. Nu a funcționat pentru că s-au creat foarte mari tensiuni și animozități, s-a revenit la același sistem, însă noi vom căuta pe viitor, după finalizarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, care va fi în luna iunie-iulie a acestui an, să extindem acest sistem de parcare cu plată și în alte zone. Și ne referim aici, strada Uitu, Scuza Vodă, Libertății, Smirodava, Sucedava și așa mai departe,
astfel încât să avem cât mai multe posibilități de a parca mașinile. Domn primar, dacă îmi permiteți, mă iertați că da. Am înțeles că e o discuție. Problema se pune și în altfel. Eu mă duc în vizită la cineva, nu-i vorba de așa este. Și eu n-am unde parca mașină. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar i-am spus eu că dacă puteți pune în consiliu, domne, dacă unul are parcare acolo și eu m-am dus și am stat o oră, două, în timpul ăsta până la ora 16, să nu poate v-am explicat mai devreme că am avut o astfel de modificare și s-au riscat foarte multe discuții. Numărul reclamațiilor, practic, a fost de 5-6 ori mai mare. Și atunci am revenit la același sistem. De regulă, dacă mergeți în vizită la cineva, se merge seara, oricum problema e aceeași. Însă acum avem transportul public local, da, care ne poate ajuta. Legat de parcarea de la piață, aveți perfectă dreptate că ea nu este utilizată la capacitate maximă. De aceea, în discuțiile pe care le-am avut cu conducerea poliției locale, am dispus intensificarea controalelor și a sancțiunilor pentru cei care parchează neregulamentar. Nu mi se pare sincer și cred eu că fiecare dintre dumneavoastră nu mi se pare o sumă extraordinar de mare, un leu pentru o oră, pentru a avea acces la o parcare. Dacă ați spus că ați mers în alte localități în țară și dacă ați mers la Cluj, dacă ați mers la Oradea, ați văzut că parcările costă 3 lei. Da, eu n-am ridicat prețul. Păi, nu, de asta dar eu am zis aici că pentru un leu, da, pentru un leu va trebui să intensificăm noi controlele în zonă și să năsprim sancțiunile, astfel încât să-i determinăm pe oameni. Că dacă mergeți duminica la piață, veți vedea pe strada Aprodul Arbore cum sunt parcate mașinile pe trotuar. Oamenii nu au pe unde merge și atunci, dar parcarea e goală. Și aveți perfectă dreptate din punctul ăsta de vedere. E o problemă pe care o vom gestiona noi și îi vom determina pe oameni prin aplicarea unor sancțiuni, dacă din păcate altfel nu se poate, pentru a parca la parcarea. Mulțumesc. Nu. Vreau să mai adaug eu o problemă. În oraș sunt anumite mașini care sunt ocupate de ani de zile, nu se mai mișcă din același loc. În fața școlii numărul 9 este o mașină de 3 ani și jumătate, nu s-a deschis portiera. La a doua mașină de unde am eu parcat. Da. Și-și fac bea cu fel și fel de oameni. Și vin cu oameni din țigani acolo, urmăresc, noi observăm. Îi alungăm prin felul nostru de aia, da. Așa din zonă. Trebuie ridicat, întrebat, acum e mașina aia. De 3 ani jumătate nu a fost nimeni. Vine cu noile. Am următoarea rugăminte la dumneavoastră. Prin intermediul asociației de proprietari, dacă ne puteți face o adresă prin care să ne comunicați exact numărul de înmatriculare a mașinii, eventual... Nu are număr. Eu luam numerele. Astea sunt abandonate. Da. Alea trebuie culese, că da. Nu mai... Atunci de primărie, pus undeva și plăteați că... Sunt și care au numere, dar astea eu luam numărul. Cele care au numere, vă rog, prin intermediul asociațiilor de proprietari, să ne comunicați... Dar asta nu are număr. Pentru a verifica, în primul rând, dacă mai sunt valabile contractele pentru parcare, și în funcție de aceasta să luăm măsuri. Sunt care sunt puse pe chituci. Aia clar, nu mai au număr, aia trebuie adunate și duse la pierde. Nu, eu mașină nu e. Nu, nu poți interveni, în proprietate privată nu poți interveni. Chiar să le pune de serviciu. Și dacă le iau eu, mă bag la pescărie. Luați-le dumneavoastră, că... Cam sutită. Păi poate aveți o vârstă, nu vă face nimic. La mine e mai greu, sunt mai tânăr. Și încă o problemă așa, acolo la stadion, este un spațiu de gunoi. Acum își face via cu alte mașini, camionite din astea, care stați în așa fel, când mergi în dușim până acolo, prima dată trece prin bălți, ori să aducă niște acolo, piatră. Acolo e o zonă, într-adevăr, da. Am luat-o și noi în calcul și vom încerca în perioada următoare. Că lumea de acolo tot îmi zice, doamne, mă tal la ședință, te rog frumos să vorbești la primărie, da. Să spui-te așa, așa. A venit ocazia, acum s-o direct. Da, foarte bine. Da. Da. Domnule primar, eu vreau să punctez o problemă, nu știu dacă e importantă sau nu, dar de foarte multe ori mergând pe centru, prin cartierul în care eu locuiesc, sunt foarte mulți bătrâni în vârstă care ar solicita niște ajutoare. Adică în ce sens? Să vină la dânsa, să facă piața, să-i cumpere, știu ce, niște medicamente. Și am zis eu că sunt, da, ajutorile astea sociale, care sunt niște persoane care sunt mai tineri, să vină, eu știu, la dânsă, să
lucrez împreună cu... Deci avem două variante de lucru. Una e fie prin intermediul Direcției de Asistență Socială pentru a identifica aceste cazuri, fie, și îmi pare rău că nu ați fost prezent ieri, dar vom încerca eventual prin colegii mei care de la Serviciul de Evenimente care au contact cu asociațiile și fundațiile non-guvernamentale, pentru că sunt foarte multe din, și chiar tineri care fac parte din asociații non-guvernamentale, care și-ar dori să se implice în astfel de cazuri. Și atunci vom căuta să identificăm soluții. Rugămintea mea, în schimb, ar fi totuși noi, prin intermediul Direcției de Asistență Socială, să realizăm aceste anchete sociale și ar fi bine ca din partea dumneavoastră să vină aceste solicitări către noi, eventual cu invitare. Nu, o comisie la nivel de... Nu, asta nu putem noi să vă dați seama să luăm fiecare bloc și fiecare scară, fiecare apartament. Dar la nivelul dumneavoastră, nu, mă refer la altceva. La nivelul dumneavoastră, celor două asociații de pensionari care sunt, dacă se creează o listă cu astfel de persoane... Dacă aș putea răspunde. Noi am vrut să facem treaba respectivă, exact ce a spus dumneavoastră. N-am putut-o face, fiindcă am dat publicități, am dat televiziune, am dat acolo la noi la ședință, să vină cineva să vadă, să iei, că noi îi aduceam marfa la toți ăștia cu mașina noastră, el nu trebuia numai să-și vină să-și comande marfa, că avem și magazin. Da. Sau prin telefon. Da. Plata se făcea iar prin cineva sau când mergea șoferul acolo și ducea marfa la domiciliu. Vă rog să mă credeți, nu s-a înscris nimeni. Păi dacă nu poate vorbi cu omul la telefon sau și nu știi ce face. Dar nu, dar erau oameni care vin la noi, știți, și-au zis, domnule, eu trimit nepotul, eu trimit pe copil, nu vreau să țin partea. Nu, atenție, altceva vă spun. Sunt cazuri și cazuri, da? Acolo unde luăm la cunoștință de o astfel de situație, vă rog să ne aduceți mai departe la cunoștință. Punctual. Cu adresă, unde sunt cazuri speciale? Eu sunt de acord. Da. Eu am înțeles. E clar că nu e un serviciu care să se adreseze unei mase largi. Dar așa cum spunea și comisarul... 13.500 s-a adresat, plus alții. Noi ne adresăm la 13.500 de persoane pensionate. Am înțeles. Dar probabil e o persoană unde știe domnul. Știți dumneavoastră un alt caz izolat. Domnule, sunt mai multe. Vă rog să mi le aduceți la cunoștință. Spuneți, deci ce facem? Vă rog să mi le aduceți la cunoștință și le rezolv. Da? Da. Mulțumesc. Bine atunci. Dacă nu mai sunt alte discuții, eu vă mulțumesc mult. La urmă, ce se întâmplă în orașul Roman, văd că sunt mai multe societăți cu pensionari. N-ar fi mai bine să ne adunăm toți, mă așteptam aici să fie și domni ofițeri în retragere și ei pensionari. Centru militar. Centru militar. Să fie și cei de la deținuți politici, de la veterani de război. Să ne întâlnim toată lumea, să nu mai apară această disensiune. Ăia sunt pensionari de un fel, ăia de altul. 13 de ani în oraș. Păi tocmai de asta, să ne adunăm toți. Și cu ce propunere vin? Să-mi și-o gândim. Înainte, când era domnul primar Dan Leoreanu, era un club format, adică o grupare de așa numiți înțelepții orașului. Oameni în vârstă, trecuți prin viață, romașcani, care știu pulsul târgului. Hai să le facem, să ne adunăm toți și să le facem grupul seniorilor. Și părerea acestor oameni care sunt trecuți prin viață și cu experiența vieții, poate fiecare să vină cu câte o sugestie, cu câte un lucru și putem să ajutăm comunitatea. Nu pentru noi, pentru acești oameni în vârstă care sunt. Pentru că, uitați-vă în alte țări civilizate, trece un bătrân pe stradă, autobuzul sau cursa aceea, când i-a făcut semnul oprește și alea și are răbdare până îl urcă încetul în mașină și îl duce la destinație. La noi nici nu da, deci nici nu-i lasă locul la o femeie gravidă sau la o femeie mai în vârstă. Alt raport. Vedeți cum merge lumea pe stradă. Sunteți în vârstă și ați văzut aceste lucruri. Scuipă, mănâncă sămânță, aruncă gunoaiele. Nu mai există opinia aia a târgului. Bă, tată, dar ce faci? Așa e. Cu părere de rău, dar cu măsuri coercitive și trebuie impuse aceste măsuri coercitive. Poliția locală să dea amendă, să ardă până nu
Până ne duc. Știi ce se întâmplă, poliția nu ne duc când intervine. Sar oamenii, ce ai cu ea, măi? Ce ai cu el, măi? Nu. Hai să ne adunăm toți și să cădem de comun acord și să discutăm și cu ajutorul primăriei. Domnul primar, dacă permite să-i aduc unde-i colegul meu și prietenul meu Dumitriu. Treaba care îl spune dumneavoastră este... La noi, la cei 13.500 și probabil și la Vârnici, că au și ei acolo 500 de oameni, se întâmplă următoarea lucru. Avem militari de la armată, avem de la SRI, avem de la poliție, avem veterani, toți sunt acolo, deci sunt la noi. Domnul spunea altceva. Eu înțeleg că în momentul de față, clar că toți sunt reprezentați prin prezența dumneavoastră aici. Ideea e alta, să creăm acel consiliu al seniorilor cu care să avem venim și stăm de vorbă și hotărâm lucruri care sunt vitale orașului. A fost creat la municipiu, era sus acolo, este. Am spus, la pensionari, am și colectivul ăsta și era... Atunci împreună cu colegii mei de la serviciul evenimente vom încerca să identificăm persoanele care doresc să se implice într-un astfel de consiliu. Exact. Creăm un număr de 20-25 de persoane care doresc să se implice. Două, trei persoane de la centrul ăla, două, trei persoane din toate structurile, astfel încât să putem crea un astfel. Da, prin consens, la un interval de timp, să ne adunăm aici. Secretarul organizației era procurorul... Dumnezeu, sunt de acord. Sunt de acord și vom pune în aplicare, am să-i rog pe colegii mei. E regulă. Vă mulțumesc mult pentru prezență. Cred eu că a fost o discuție bună. Sper că am mai clarificat din problemele care sunt. Și oricum, de acum, dacă vom crea acel consiliu, ne vom întâlni mai des.